Salut și bine v-am găsit la primul episod din Cariera cu Rapid, București, la FIFA 22. Așteptarea a luat sfârșit, cred că așteptați deja de 2-3 luni și m-ați tot întrebat și pe YouTube, dar și pe TikTok. Când apare? Când continui cariera? Când mai fac cu Rapid? Așa că vreau să scrieți comentarii acolo repede dacă sunteți de pe TikTok sau dacă erați abonați vechi la canal. Chiar sunt curios câți oameni au venit de pe TikTok și în caz că cei de pe YouTube nu mă urmăriți pe TikTok, aveți în descriere link, mergeți și dați-mi follow pentru că eu zic că postez lucruri amuzante și merită să-mi dați follow. Hai să dăm Rapid București, transfer budget 1,5 milioane, nu e rău deloc, cred că e mai mult decât am avut în patch-ul de la FIFA 21. Kiturile sunt primele două, speram să fie și al treilea, sunt curios dacă e și al treilea, dar cred că nu o să fie și al treilea kit. Nu vreau să fac nimic la stadion. Ăsta seamănă cât de cât cu nouul Giulești, dacă ar fi să mă uit așa. Dar nu vreau să mă stresez cu... Dar vreau să-i dau rename. Măcar numele să-l aibă dacă nu seamănă. Dar eu zic că seamănă. Aștept părerile voastre în comentarii. Cât de cât așa seamănă. Poate să mai fie și altul care seamănă dacă e pus de joc. Eu zic că au știut ei când l-au pus. 19.787 de locuri. Cred că Giulești are undeva la 14-16.000. Nu vreau să greșesc. Nu știu exact. Cred că are 14.500. Hai să dăm select. Altceva. Așa arată și el mai a stadion. Ok. Și terenul nu mă interesează. Dar porțile, ba nu. Vreau să văd plasa dacă o mai schimb. Realist, dăm advance și am setări de făcut aici legendari, deși habar n-am să joc, am încercat să joc squad battles până acum și era greu. 4 sau 5 minute, cred că o să las 5 minute. Euro enable, dar nu vreau să ne pun în vreo competiție, nu vreau financial takeover, nu o să pun strict pentru că nu vreau să fie foarte greu, oricum nu avem buget pentru început, deci așa, nu vreau să mă duc la națiunea națională, transfer avem. Totuși vreau să văd aici cum ar fi grupele. Da, nu prea sunt exact ca în realitate, dar asta e. Sau nu știu, ne-o minte. Adică astea știu că e grupa ca în realitate și prima. Da, în mare parte sunt aceleași grupe, în funcție de ce echipe sunt în joc. În mare parte sunt grupele bune, ok. Vreau la Europa League să văd. Oricum n-avem nicio echipă în Europa League, asta e. Ba da, au pus Craiova. Interesant, nu o să schimb. V-am zis, pe noi nu vreau să ne pun nicăieri. Hop, suntem! Deci jur, nu m-aș fi pus și nu m-am pus, dar dacă jocul ne-a pus, eu accept orice provocare, nu se poate. Văd că e și CFR-ul, are grupa ei. Dar efectiv, jocul m-a pus, nu m-am pus eu. Dar o să accept. Inițial nu voiam. Dar dacă m-a pus jocul, ce? Acum mi-e frică, o să ziceți după aia, păi a fost frică, mă, de-aia s-a scos de acolo. Ok, eu nu m-am pus. Advance, poate din cauza că aveam enabled, de-aia m-a pus. Îmi pare rău, nu știu, habar n-am. Dacă de-aia m-a pus, aia e, scuze. N-am mai făcut o carieră de mult. Hai să vedem. Oh, ia vedeți, mă. Ia vedeți ce scrie acolo. În sfârșit, nu mai scrie manager. Am dat import la avatar după poza canalului. Eu zic că seamănă, acum aștept și părerea voastră. Nu seamănă foarte mult la față, dar așa ca aspect, eu zic că chiar seamănă cu mine. Cred că e unul dintre cele mai reușite caractere pe care putea să-l facă jocul și nu aș fi putut să-l fac eu. Evident că mergem unde și mai mulți bani, dacă facem ceva bine, dacă nu, asta este, e tradiție la mine chestia asta. Deci am pierdut foarte mult timp, au trecut 6 minute, sper că la voi pe episod să treacă maxim 3. Sper să mă încadrez la etare la asta. Vor să aduc 3 jucători sub 20 de ani și cu potențial. Și să am și academie. Nu mai vreau să fac academie. Vreau să aduc un atacant de bugetul ăla și chestii. Dar să vedem. Aștia vor să îmbătrânesc locul aici și aici vor să aduc tineri, că nu înțeleg. Da, să măresc experiența echipei. Dar eu nu știu cum avem average de 26. Înțeleg că sunt și tineri, dar avem și bătrâni în echipa asta. Nu știu cum e average-ul de 26, dar e ok. Așa. Trebuie să ajung în sferturi în conference. Eu nu știu să joc FIFA 22 și ei vor să ajung. Ok, îmi fac în cupă, deja am atins obiectivul, îmi place. Și finish mid table. Asta e ok, rău de tot. La financial nu o să mă stresez pentru că
Bine, profit e posibil să fac, dar o să-i dau imediat pe jucător, deci nu știu cum se calculează, mă rog. Așa și așa obiectivele, nu prea mă stresez tot cu viziunea mea o să fie. Vreau direct să-mi fac echipa, nu o să-mi fac tactici, pentru că totuși o să las pe balance, dar la formation, ia, acum o să-i placă lui Ilie, evident. Doar că o să joc cu Moise, cred că e mai ok, depinde cum o să evolueze și chestii în timp. Bălan sau Marzuc, nu e mare diferență din ce am văzut eu la Ultimate Team, o să pun Marzuc aici pentru început. Stahl e mai bun. Nu are nici el un shooting foarte mare. Da, mă gândeam să joc inițial cu Sefer și Karnat, dar văd că Stahl e foarte bun, așa că o să joc cu Stahl și Karnat, iar la echipa, că o să-mi fac și o echipa a doua, ca asta fac tot timpul, o să joace Sefer și Listei. Vreau să mă uit repede și dacă expiră vreun contract, sper să nu, dar nu cred că mai pun partea asta în clip. O să-l lua pe Sefer pentru Karnat, prietenul nostru, i-am promovat, uitase. Deși în meciuri importante, dacă Sefer nu mă impresionează, o să-l bat pe Karnat. Oricum, sunt foarte mulțumit de echipă. Nu cred că mai am nimic de făcut altceva. O, avem Academie, uitați, da. Eu vreau să cumpăr jucători și noi avem Academie. Și vedeta Academie e... Da, Kaku? Daniel Kaku. Ok, nume interesant. Are overall, aș putea să-l iau la echipă. Văd că joacă CMCDM. De ce nu? În rest, nimic, wow. Ăsta are puțin overall, sper să se antreneze și el. Momentan îi lasă balance, poate evoluează mai repede. Apropo, sugestii de chestii de genul cu antrenamente, cu astea, dacă sunteți mai pricepuți, chiar vă aștept în comentarii. Avem 1,8 milioane aparent. Bun. Și mai vroiam să văd ce scouter avem. O stea și de angajat, cam cât ar costa? 3 milioane nu se poate, prea mult. 1 milion pentru ce oferă, iar mi se pare bine. La Judgment are totuși 4 stele, dar e diferență de 1 milion 100 între cei doi. Dar măcar ăsta e român. Dacă avea 3 cu 4, cred că merita banii, dar așa, eu nu cred că merită. Așa că să le iau pe asta. Avem 2 scouteri, e perfect. Pe ăsta îl păstrăm în România, pentru că e român și bănuiesc că aici se pricepe. 3 luni, Eni, perfect. Ok, a și zburat. Și prietenul nostru, sârbul, hai să-l trimitem pe aici, prin Olanda, mă. Ia, mă, ce aduci tu în 3 luni din Olanda? Sper că aduce mijlocaș. Ok. Am făcut și aia cu scouterul. Mai avem bani, e bine. Nu o să mă interesez încă de un atacant. Vreau să vă ce aduc și scouturii, dar voi puteți să-mi lăsați în comentarii sugestii de atacant. Bugetul e 1,5 milioane. N-aș vrea să-i dau pe toți prin atacant, dar hai să vedem. Eu zic că în rest am tot ce trebuie la acest club minunat. Hai să vedem. Prima simulare cu Veneția. Echipă, cred că de prima ligă din seria. Văd că avem și Udinese acolo. Cred că o să fie greu. Nu mă aștept. Mă așteptam inițial să trecem de grupe, dar acum nu știu ce să zic. Quick sim. Hai să vedem. Vă rog, 2-1. Asta e. Săpunar nu scrie, dar totuși. Cam grele echipele. I-am zis că vreau să bag Alami jocule. Lasă-l așa cu minus 3. Nu mă stresa. Hai să vedem, Alami. Salvează-ne, te rog. Măcar acum victorie. 0-0. Nu e atât de rău, depinde ce au făcut celelalte. Au făcut și ele egal, ok. Trebuie să câștigăm următorul meci, dar nu o să joc. Poate în cel mai bun caz în finală să joc. Deci avem nevoie de victorie cu Udinese și Bertford să nu bată, dar de preferat să facă egal. Asta e echipa. Aveam nevoie de victorie, nu prea mai am ce să mai zic. Totuși, poate jocul ăsta în simulare oricum e de neînțeles. Poate acum se întâmplă marea minune, jucăm teoretic acasă. 3-1 bătaie. N-aveam cum, am avut o grupă infernală. Cred că data viitoare, când mai fac eu carieră sau și sezonul următor, trebuie să fiu atent la turneu, indiferent că sunt bani mai mulți. Echipele au fost super dezechilibrate, dar
Măcar acum ne conștientizăm pe liga 1. Am mai primit de aici 400.000. Nu e rău. Adică premiul era de 1.500.000 și noi am luat deja aproape un sfert din sumă. Și nu ne-am stresat foarte mult, ok? Păi cam asta ar fi cu episodul de azi. Totuși vreau să avansez puțin. Să văd dacă primesc ceva oferte, să mai măresc bugetul. Până în iulie vreau să avansez și transfer offer pentru Costin. 100 de mii, nu vreau tutoriale ei, vă rog. Valorează 100 de mii, are clauză de rezervare 400 de mii. Hai să negociem. Dacă iau 200 de mii pe el ar fi super, dar nici 150 nu cred că o să dea cineva. Eu încerc. Hai, Costin, te rog. Ia să vedem. Ia să vedem. Ia să vedem cât de zeu sunt. Haide, tată. 100 de mii. Mai încercăm o dată cu 150 de mii. Nu, chiar 140 de mii. Adică uitați-vă cât de bun sunt cu voi. Dați pe el atât. Au dat, mă? Nu, n-au dat. Haide, frate, că e bun, vă spune. Ok, data viitoare accept cât se dă pe el, ca aparent. Văd că vine meciul cu India, ceea ce înseamnă că trebuie să oprească episodul aici. Vreau să joc meciuri când o să am jocul full. Transfer budgetul crește. Nu știu cum. Nu mă întrebați. Sunt mândru de ce se întâmplă. Nu știu ce am făcut, dar a crescut transfer budget. Și foarte rapid. Demici. Du-te în prumut. Ok. Ăsta a fost și episodul. Eu zic că a fost așa de acomodare, am pregătit lucrurile și din episodul 2, care vine cât mai repede posibil dacă dați voi like. Probabil o să vină undeva la marți 28, habar n-am. Așa că vă rog frumos, dați like dacă vă place seria, arătați susținere și suport și nu uitați sugestii în comentarii de atacant și poate un CDM, CM acolo. Bugetul rămâne, cred că 2 milioane și 19 și 190 de mii. Mă rog, ăsta a fost episodul, eu am fost Aluc. Sunt la început, mai am multe de învățat, arătați susținerea și ne vedem data viitoare la un nou episod. La revedere!